Vezi ce băiat mare am? Trebuie să-i țin loc și de mamă. Îmi pare bine că te văd aici. De fapt, nu prea speram. I-am spus și pe Constantin că vechiul vostru conflict ar trebui uitat. Ai pus mâna pe un apartament teribil. Asta vrea să fiu insimare. Aș. Îmi place. Pentru noi și copilii e cam mare. Dar vor fi și obligații. Constat că faci oficiu de gazdă. Da, îl fac. Știi că te-ai schimbat mult de când te-am văzut. Semen cu un inspector de la spațiu. Da. Un cadru universitar, un cămin fermecător, un copilaș fără mamă. Când te măriți? De ce ai venit? Pentru tine. Iar? Niciodată n-am glumit și acum mai puțin ca oricând. De vreo două luni. Definitiv? Depinde. Și ce se întâmplă aici? Un nou succes? Se mută. În casă nouă. Stăpânul e la o ședință. N-a putut veni. Durează două zile. Nu mai spune. Și ce ai făcut omul ăsta vreme pe șantierul ăla? Barăci. Vrem ceva? Gazda are un vin bun. Și relații bune. Lucrezi cu Constantin? La concepție, nu. Te înțelegi bine cu el? Nu reprezintă o concurență pentru el, așa încât... De altfel, știe să organizeze excelent munca. Unde lucrezi acum? Deocamdată mă odihnesc. Ne-ai fi foarte util în București, dacă ai fi de acord. Cât stăm de vorbă? Izolarea ta nu are motivare artistică. E un rest anacronic de boemă și o să-ți mănânce talentul. Nu-ți dai seama că arhitectura devine pe zi ce trece o artă socială? Sunteți fericiți, măcar arta dumneavoastră durează. Ai mai lucrat ceva? Dacă avea un plus de echilibru, de armonie și de înțelegerea situației. Nimeni nu se gândește să pună mustăți Giocondei. Dar zidurile oricine crede că are dreptul să le transforme după chipul și asemănarea sa. Stai tot timpul singură cu copilul? Da, e un copil bun. Pare reușit. Să-l luăm și pe el cu noi. Dar pe cine mai vrei să-i? Pe tine. Te aștept jos. Acum. Să nu se spargă. Vrei să ne jucăm? Nu.
venit tata. M-am udat tot. De când n-ai mai spălat pe jos? Te-am așteptat 5 ani. Ce o să spună Constantin? Când o să află? Ce frig? Aici erai. Te ascultă. Mi-e frică. Sunt nebună sau că sunt nebună? Ce o să se spună? Și? Important e cum te pecetluiește lumea. Să nu spese nicio.